Polițiștii de frontieră au efectuat mai multe percheziții la sfârșitul săptămânii trecute la 3 persoane din Mehedinți, de la care au confiscat țigări, tutun, alcool, o armă cu aer comprimat, precum și diverse sume de bani. Vorbim despre 3 percheziții desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Drobeta-Turnu Severin, care sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta-Turnu Severin au descins în 3 locații situate pe raza municipiului Drobeta-Turnu Severin și localității Șimian, descoperind la percheziții cantitatea de 408 pachete cu țigări și o pușcă cu aer comprimat, iar apoi continuând acțiunile pe comunicația Drobeta-Turnu Severin Vânjumare, au descoperit un alt cetățean care transporta în autoturismul personal cantitatea de 600 de pachete de cu țigări marca Marble. Cei 3 indivizi au fost duși la audieri și sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de produse accizabile în afara întrepozitului fiscal. Cei în cauză sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținere în afara întrepozitului fiscal a unei cantități mai mari de 10.000 de pachete cu țigări și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.